Liviu Vârciu, problemă neașteptată în trafic Ce a pățit prezentatorul TV? Ghinionul pare că se ține lanț de Liviu Vârciu. După ce le-a povestit fanilor că trece printr-o perioadă grea cu animalul său de companie, astăzi, prezentatorul TV a bătut la ușă o altă problemă. Iată ce a pățit, de fapt, în momentul în care era în trafic și se întorcea spre București. Liviu Vârciu este foarte activ în mediul online. Astfel că zi de zile împărtășește fanilor momente din viața lui privată, fie că sunt bune, fie că sunt mai puțin plăcute, cum a fost și de data aceasta. Ei bine, cei care îl urmăresc și îndrăgesc pe Liviu Vârciu în mediul online au fost îngrijorați despre starea de sănătate a animalului de companie al preznetatorului, după anunțul făcut de el aseară, însă astăzi nu a mai venit cu informații despre cățel, ci despre o altă problemă mai concret în timp ce era în trafic și se întorcea de la Constanța spre București, Liviu Vârciu a observat cum i s-a negrit parbrizul. Nu, nu este vorba despre vreo problemă la mașină, ci de un val de musculițe și insecte care s-au izbit de mașina prezentatorului TV și au redus vizibilitatea. Deci mergeam linistita sa, în drum spre București. Mă întorc de la Constanta si văd că am intrat într-un norisor de insecte. Într-o secundă, uitați-vă și si voi cum e într-o secundă. Cum? Cum să fie posibil așa ceva? Deci apocalipsa, am simțit apocalipsa, s-a negrit parbrizul, a povestit Liviu Vârciu pe rețelele de socializare.